Salutare, astăzi vreau să vedem împreună, poate că de multe ori ai simțit în casă un miros sau un frigider și nu știai de unde vine această chestie. Ai în spate această tăviță care colectează apa ce se scurge de pe acea gaură de scurgere din frigider. După cum se vede, aici era plină. Frigiderul nu este vechi, este de aproximativ un an, nici atâta n-are. Și aici se adună toată apa. Acum, după ce vedeți, am scurs toată apa, am scos-o într-un borcan, e un pic incomod că n-aveam cum să scoatem tăvița, fiindcă curgea apa pe jos. Acea tăviță trebuie scoasă. O să vedem în momentele următoare cum scoatem acea tăviță. Am pus într-un borcan acel furtun, care l-are ce vine de sus din frigider. Acum, după ce este goală tava, prindem încet de acea tavă și dăm stânga și dreapta încet, că ea are un clips care trebuie să iasă. Acum, după cum vedeți, aici a ieșit. În acel locaj ține clipsul acela. Se vede aici acel clips. După ce o vom pune în chiuvetă, la curățat, o să vă arăt mai bine. Aici, acum vedeți, clipsul acela este cel care ține. Și noi dăm stânga-dreapta și tragem încet, acel clip se va desprinde. Acum, aici avem apa ce s-a adunat în borcan, din tăviță, destul de murdară. Acum, deschidem frigiderul și prin acel orificiu, pe acea gaură, băgăm încet, cu grijă, golim apă, orice pentru curățat. Noi, după cum o să vedeți în momentele următoare, o să băgăm oțet pentru a curăța acel furtunaj de impurități, de reziduri ce au rămas pe el. Acea gaură, dacă aveți acest instrument de curățare pe care vi-l dă la frigider, puteți să încercați să curățați acea gaură în cazul în care aceasta este înfundată. Vedeți că stă apa sau ceva. Acum, după cum vedeți, băgăm oțet, pentru că am înțeles că oțetul este foarte bun la curățare. Soția cu astea. Și vedeți, aici am băgat să curgă în acel borcan. După cum vedeți, cad și ceva reziduri care au rămas pe furtun acolo. Se vede bine. Deși v-am spus, frigiderul nu este vechi, n-are niciun an, s-au adunat. Așa că la orice frigider trebuie făcută chestia asta după un timp. Are acea tăviță care colectează apa și cu tot ce se scurge din frigider. Acum am băgat din nou, punem degetul aici la furtunaș în capăt și băgăm din nou în spate din frigider de unde v-am arătat, golim din nou apă, oțet, orice. Se golește, vedeți, acolo se adună în el și ținem așa aproximativ un minut ca să moaie un pic impuritățile din furtunaș, acele reziduri. Iar mai apoi când îi vom da drumul, vor curge destule. Acesta, v-am spus, nu e vechi frigiderul, dar na. Am avut alte frigidere când am făcut, erau mult mai multe reziduri. Aici, după cum se vede, s-a adunat acel oțet. Sau ce folosiți, apă, oțet. Noi am băgat niște oțet și mai apoi o să clătim cu apă. Mai la urmă. Aici tăvița a fost spălată, tăvița aceea de colectare. După cum vedeți, o împingem încet la loc, ne uităm bine ca să nimerim acel clips care vi l-am arătat, să intre exact la locul lui. Vedeți că dacă nu e fixat bine, nu intră. Uite, aici m-am uitat un pic mai aplecat ca să vedeți pe dedesubt acolo, ca acel clip să intre exact în locul lui. Vedeți? S-a fixat. Iar furtunașul îl punem în locul unde a fost înainte, exact. Unde a fost fixat de ei. Vedeți? Și asta este tot. Nu uita să scoți înainte frigiderul din priză.